Pe locul 3, Diana Constantin. Folder Diana Constantin cu poze. Du-te în față! E aici Diana? E mă Diana? Era frig ultima dată, nu știu. Diana? Unde ești? Erai la expirat, nu? Diana are premiul 3, are un premiu de la Skoda. O Skoda Citigo, aia nouă, printre altele, e aici. E bine și așa! Asta tot e premiul tău. Premiul 2 am să invit pe Irina. Premiul 2 înseamnă 10 printuri de la Epson pe care le poate face în București, în așa fel încât câștigătorul să și le poate edita sau prelucra. Nu e vorba neapărat de fotografiile din seara asta și le poate face pe oricare dintre ele vrea. Și este Alexandru Rupașcu. Premiul întâi, care înseamnă multifuncțional asta, Irina, ce? Premiul este un multifuncțional foto. Multifuncțional înseamnă că aveți și scanner, și printing, și puteți și face copii la buletin, dacă aveți nevoie la un moment dat. Face poze, nu? Bineînțeles, este multifuncțional foto. Poze de la 10x15 până la maxima 4. Aveți și wireless, ecran, îl punem în funcțiune mâine, dacă vreți. Nu are fax, dar îl adaptăm și face și poze. Are un obiectiv micuț acolo, dacă apăsați un buton, face poze. Din câte am înțeles, alegerile au fost destul de grea. Foarte multe dintre ele au cele 3 stele sau 2 stele, hai să începem de la 2. Cele 2 stele pe care Bogdan le-a dat ca cel mai mic nivel, să spun, de punctaj. Dar puteți afla detalii oricând. Bogdan o să fie pe aici, Adi o să fie pe aici, ei au jurizat împreună. Toată săptămâna îi găsiți aici la masa noastră și vă pot da mai multe detalii sau îi puteți întreba dacă ați greșit sau n-ați greșit sau ce ar fi trebuit să faceți altfel și așa mai departe. Primul loc în seara asta este Beșa Valentin. Thank you.